Statul le oferă expropriațiilor de la Șcheia 1,2 lei pe metru pătrat de teren. Dacă nu vor fi de acord cu această sumă, foștii proprietari de terenuri se vor putea adresa instanțelor de judecată. Șcheienii vor putea să-și caute dreptatea la tribunal doar după ce vor trece pe la Comisia de Verificare a Drepturilor de Proprietate. Din comisie fac parte doi reprezentanți ai expropriațiilor, un reprezentant al Prefecturii Suceava, primarul comunei Șcheia și un reprezentant al Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Expropriații din Șcheia și-au manifestat nemulțumirile în mai multe rânduri anul acesta, blocând șantierul rutei ocolitoare. În timp ce șcheienii primesc 1,2 lei pe metru pătrat de teren, proprietarii din Moara, care au fost expropriați tot pentru construcția rutei ocolitoare a Sucevei, au fost despăgubiți în baza vechii legislații, cu sume cuprinse între 15 și 36 de euro pe metru pătrat de teren.